Salutau, prieteni, Mihaela sunt și astăzi la You Know o să vă vorbesc despre Ariana Grande. Asta pentru că am văzut recent pe site-ul CokeStream un interviu cu artista în care vorbea despre noul album My Everything și despre succesul ei internațional. Mi-a plăcut atât de tare cum a vorbit încât am început să caut și alte informații cool despre ea. Dar până să intrăm în detalii din culise, vreau să vă mai spun că în interviul de pe site-ul CokeStream am cunoscut-o Ariana Grande emoționată, muncitoare, care își pune sufletul în tot ceea ce face pe plan muzical, de la versuri la ceea ce se vede pe scenă. Așa că dacă v-am făcut și pe voi curioși, interviul găsiți pe site-ul CokeStream, iar acum rămâneți pe UTV pentru că it's all about Ariana Grande. Ariana Grande are 22 de ani, s-a născut în Boca Raton, Florida și a renunțat la școală pentru muzică și actorie. Astfel a debutat în actorie în anul 2008 în musicalul 13 de pe Broadway, în rolul lui Charlotte, după care a mai primit două roluri până anul trecut. Artista are și un frate mai mare, Frankie, care este și el dansator și actor. Stilul ei muzical se încadrează între pop, R&B și dance pop, iar în 2013 a atins succesul cu piesa The Way, care a devenit hit și a fost certificată cu dublă platină. Ariana Grande este prima cântăreață care reușește să lanseze două materiale de studio, care să fie numărul 1 în topul celor mai vândute albume din 2010 încoace și a doua artistă care are 3 hituri în top 10, Problem, Break Free și Bang Bang. Prima care a reușit această performanță fiind Adele. Interesant este faptul că numele de scenă este și numele ei real, iar părinții artistei i-au pus numele Ariana după o prințesă din desene animate. Ariana Grande iubește animalele mai mult decât oamenii. Este alergică la pisici, dar în schimb are 4 cățeluși. Când are timp, Ariana nu se poate abține de la o bălăceală. Sportul ei preferat este notul și adoră să meargă la plajă în miezul nopții, iar asta poate pentru că este obsedată de filme de groază de când era mică. Dacă ar fi să repete o zi din viața ei, aceea ar fi Halloween-ul. Când era copil, purta câte o mască prin casă în fiecare zi. Iar mama ei se temea că atunci când o să se facă mare, Ariana o să devină criminal în serie. Ariana Grande este vegană, slăbiciunea ei culinară sunt căpșunelele și este alergică la fructe de mare, banane și sirop de dus. Artistei îi place să scrie, mai ales versurile melodiilor pe care le cântă, dar iubește și lectura. Seria ei preferată este Harry Potter, iar filmele pe care le adoră sunt Jurassic Park și Benjamin Button. Din categoria artiști care o inspiră intră Frank Ocean, India Ari și Madonna, iar pentru ea succesul cel mai mare este Fericit. Primul concert la care a fost Ariana Grande a fost în anul 2011 la Katy Perry. Asta pentru că este un mare fan de-al artistei, însă idolul său în muzică rămâne Mariah Carey. Pentru că bunica ei o încuraja să doarmă dezbrăcată, Ariana Grande stă foarte prost la categoria pijamale. Pe scurt, doarme în costumul Evei. Dacă n-ar fi avut succes în muzică, artista se pricepe foarte bine și l-a imitat voci. Dacă vreți să-i faceți un cadou, să știți că artista colecționează animale de pluș, pupuri de hockey și măști de Halloween. Iar dacă vă gândiți să-i faceți cadou o vacanță, artista ar merge oricând în Africa de Sud. Prieteni, cam atât despre Ariana Grande. Dacă vreți să fiți la curent cu articole cool despre muzică, interviuri, playlist-uri, making-of-uri și multe altele, puși despre artiștii voștri preferați, vă recomand să accesați cu încredere site-ul CokeStream. You Know se încheie aici, dar săptămâna viitoare revenim cu fun facts despre o altă vedetă. Bye, bye! Thank you.